Bună seara și bine ați venit! În primul rând, aș vrea să vă întreb dacă știți care este o asemănare între un inginer și un câine. Știe cineva? Cum? Și nu știu să se exprime. Deci amândoi au privire inteligentă și nu știu să se exprime. În seara asta am tras bățul cel mai mic și am o temă destul de delicată de abordat, anume dacă suntem conectați sau deconectați prin tehnologie sau prin mai mult prin social media. De ce nu și ca, în special ca și creștin, că aici despre asta e vorba și trebuie să răspundem și la întrebarea lui Cătălin. Am aici o copiuță, n-am avut cum să am albit și nu mai țin minte. În ziua de azi a fost așa de grea, m-am împiedicat aici, m-am înjulit aici pe picior. Cătălina a vărsat cafeaua pe mine, deci sunt așa. Sunt în negru, nu se vede, bate lumina pe mine, nu se vede, e ok. Aș vrea să încep, e un cântec care a fost la modă acum câtva timp și versul le spun așa. I've got too many friends, too many people that I will never meet. And I will never be there for... And I will never be there for, cause I will never be there. So I got too many friends. So, ce înseamnă a fi conectat? Mi-aduc aminte când eram eu mai tânăr, ne explicau la trainingurile de Cisco cum va fi în viitor și erau niște sportivi din ăștia care alergau cu niște gadgeturi albastre, cu butoane albe și cum lucrau ei fericiți după potecă, după până autobuz, de la o cafenea din aceasta hipsterească. Și am ajuns în timpurile astea, de vorbesc acum 20 de ani. Și am ajuns în timpurile astea, acum suntem conectați tot timpul. Și viața noastră s-a îngustat atât de mult încât încape aici, pe un ecran. Ok, sunt statistici, sunt și rezultate negative, singurătatea, depresia cu care societatea de astăzi trebuie să se lupte. Dar cât de conectați am ajuns? Unchiul meu are o misiune, se ocupă de o misiune de școală de fete în Sudanul de Sud. N-au electricitate, nu e infrastructură. Școala e păzită de armată. Și într-o seară când era acolo, m-a sunat pe WhatsApp. Și am zis, păi curent aveți? Nu. Păi și cu telefonul? De unde net? Păi avem baterii solare și ne încărcăm telefoanele și avem 4G. Că la nivelul ăsta de conectare suntem. De ce s-a forțat atât de mult conectarea asta? Nu știu să vă spun de ce. Mă aflam la un moment dat de ce suntem atât de interconectați. Nu știu, dacă vreți și acasă, puteți să vă automatizați și draperiile, să tragă singure, să-și facă, dacă e soare afară, să trag mai mult, să îngălbenesc, să albesc. Nu știu de ce, nu știu unde va fi, unde vom ajunge. Cert este că pentru zona de creștini, mai mult sau mai puțin practicanți, dar să spunem creștini, indiferent de confesiune, este o provocare. Toată avalanșa asta de tehnologică ne forțează să fim conectați, fie că vrem, fie că nu vrem, pentru că Facebook, Google, Apple, toți ne ascultă, toți ne dau reclame pe orice. Deci suntem conectați fie că vrem, fie că nu vrem. Ce facem cu asta mai departe? Ce să facem? Ne uităm și noi la ce au făcut ceilalți din trecutul nostru. Am avut noi, ca nație, deși nu ne știe nimeni, am fost niște deschizători de drumuri. Da? În anii 1900, lumea încerca să zboare cu un avion, mai făcea o elice, mai încerca, mai cădea, mai nu știu ce. A venit coandă, la noi în țară se murea de foame și a făcut motorul cu reacție. Vum! 100 de ani înainte. A venit încă unul care n-are așa un nume cool, Gogu Constantinescu. Am făcut și el o cutie de viteză automate. Și printre altele, mult mai multe alte lucruri. Deci, gândiți-vă că astăzi suntem într-o posibilitate de a mișca lucrurile, de a face o diferență mare. Cât de mare poate să fie diferența? Vă dau un exemplu de la Beiuș. Nu știu dacă știți unde e pe hartă. Suntem cea mai mare comunitate online. Iar în pandemie, de la Beiuș, din România, am transmis la peste 26.000 de IP-uri concurente slujbele. IP-uri adunate de pe YouTube și de pe Facebook.
Nimic nu vă poate opri pe niciunul să mergeți în direcția aceasta. Ca să răspund și la întrebarea lui Cătălin, am citat de la un preot Damaschin Dorneanul: fiecare timp are provocările lui. Îl lăsăm pe Dumnezeu să judece timpurile. Am fost chemați a trăi după voia lui Dumnezeu. Haideți să o facem. Dacă vreți să știți dacă jobul vostru de programator, de sistem inginer, de cum să mai chema astea pe la corporații, da, puteți face o diferență. Pentru că este nevoie de tehnologie. Cum e, cât de costisitoare e, pe atât de facilă este pentru biserică, pentru că încă nu e îngrădită. Încă se poate duce cuvântul, încă se pot duce mesaje creștine, mesaje curate peste tot în lumea asta. Și uitați-vă că toți aveți contacte prin afara țării, da? Cât de mult evangelizează românii acum în Anglia, în Irlanda, în Franța. Acum câteva mii de ani era invers. Acum s-a întors roata. În principal, tehnologia facilitează lucrul ăsta mult mai mult. Dar, din nou, trebuie să avem grijă, trebuie să fie cu măsură.